Într-adevăr, de astăzi municipiul Galați are bugetul de funcționare și de investiții pentru anul 2018. Din momentul de față, toate proiectele intră în linie dreaptă, tot ce ne-am propus. Cu siguranță vă interesează cel mai mult partea de investiții, pentru că de obicei pe zona asta se discută. Aproximativ 40 de milioane de lei avem în momentul de față trecuți pentru investiții. Sumă care în primă fază poate părea mică, dar este completată cu veniturile sau cu sumele aferente Programului Național de Dezvoltare, care mai sunt încă 25 de milioane, aproximativ 25, noi pentru 25 am fost trecuți, numai că 23 au ajuns în urma licitațiilor, ceea ce înseamnă că am mai făcut niște mici ajustări. Pe lângă sumele de care vă vorbeam, avem cotă de tragere pe împrumutul de la CEC de aproximativ 75 de milioane de lei. Se adună și aceștia, pentru că acolo sunt cei mai mulți bani pentru, sau de acolo sunt cei mai mulți bani pentru investiții, alocați pe fiecare proiect în parte. Și evident, de anul acesta vin și fondurile europene, sume alocate pentru Galați 210 milioane lei. Dacă facem un calcul, cred că sume atât de consistente pentru investiții la Galați n-au existat, cred că, niciodată. Începem extrem de multe proiecte anul acesta, licitațiile s-au finalizat, n-am putut semna contractele pentru că nu aveam filă bugetară. Din momentul de față, de mâine, de săptămâna viitoare, veți vedea, cred că va fi ziua și contractul, să spunem așa. Sunt cel puțin 8 între 8 și 10, cred că, contracte de lucrări noi, de investiții care vor începe, vor demara. Eu sper să ne prindă din urmă, să mă exprim așa, și banii pe retrospectivele de pe fondurile europene, acolo unde noi preconizăm undeva spre 100 de milioane de lei să putem lua din fondurile pe retrospective. Ceea ce înseamnă că cred că de această 100 de milioane ne vom putea bucura, să spunem așa, abia la anul, pentru că din calculele pe care le-am făcut, cred că mai devreme de luna noiembrie, octombrie, în cel mai bun caz, nu cred că vor putea fi rambursați. Ceea ce nu prea ne dă prea mult timp de a-i cheltui anul acesta. Dar, slavă cerului, avem destule proiecte pe care să le putem demara și la anul și pentru care să alocăm aceste fonduri. Care sunt cele 80 lucrări noi care vor demara? Păi, cred că de departe cea mai importantă este centrul orașului, aproximativ 15 milioane de lei, însemnând aici toată zona cuprinsă în arealul Podcoava, Dunărea și toată zona Spicu, cum sunt ele cunoscute ca și nume populare. Într-o viitoare evaluare, în momentul de față s-a atribuit daliul și urmează să intre și zona cuprinsă între Podcoava și Treistar, pe de o parte, iar în partea aceasta, primul segment între Hotelul Galați și Biserica Grecească de pe Domnească, inclusiv această bucată de Domnească, urmează, eu sper să o putem atribui până la sfârșitul anului, ceea ce înseamnă că la începutul anului viitor, ultimele două bucăți pe care vi le-am spus, vor intra și ele în refacere. Intrarea în Galați DN2B dinspre Tirighina, 10 parcuri de joacă s-au finalizat și acolo. Colegiul de la școala 7, multă lume îl știe, s-a tot vehiculat ca colegiul Cuza, dar n-au, din păcate, e doar titulatura, n-are nicio legătură titulatura cu ceea ce se întâmplă. Deci e vorba de școala 7 și de continuarea
lucrărilor începute acum mulți ani. Ce mai avem în momentul de față? Avem în licitație și va începe parcul Eminescu. Avem atribuit deja, ieri am semnat contractul, dar în perioada de contestație pentru Talcioc. Avem atribuirea pentru Târgul Auto. Finalizăm în momentul de față parcarea de la IR5 din Mazepa, și care va și începe. Finalizăm și va începe anul acesta Basarabiei. Ce mai avem pe de rost așa? Mai sunt cerealelor, da? Mulțumesc colegei cerealelor, care în mai puțin de 2 săptămâni și aici se va finaliza. Valea Orașului, ultima parte, cele 6-7 străzi rămase fără canalizare, ultimile de pe Valea Orașului vor fi și vor intra și ele în refacere. Sper să nu fi ratat nimic. Care sunt facilitățile în transportul în comun până la urmă? Varianta finală. Varianta finală, am mers pe aceleași facilități ca și anul trecut cu acea subvenție de 98% acordată elevilor, studenților și unei mari categorii, șomerilor și unei părți dintre pensionari. Pensionarii au intrat pe aceleași categorii de venituri, dar veniturile lor au fost cumva regândite datorită creșterii sumelor câștigate la pensie, pentru că așa ar fi fost corect. Elementul de noutate e faptul că au fost pentru prima dată angajații cu venitul minim sau salariu minim pe economie vor beneficia de o subvenție la transportul în comun de 75%. Asta pentru că, într-adevăr, să fim sinceri, de pe urma acestor oameni, bugetul nostru per ansamblu chiar are de câștigat, pentru că cotă parte din impozitul pe veniturile lor se întorc în bugetul local. E puțin ceea ce putem face pentru dumnealor. Sperăm ca la momentul în care, din punct de vedere financiar, să ne punem pe picioare mai bine, poate că vor urma și alte categorii sociale, sau poate, așa cum am anunțat și în cadrul Consiliului Local, o nouă formă de gândire mult mai logică, mult mai transparentă vis-a-vis de ceea ce înseamnă subvenții pe care le putem acorda diferitelor categorii socioprofesionale. Vizează subvenția cetățenilor care beneficiază de ajutor de la cantina socială. În planul inițial era vorba doar de 50 de persoane. Nu știu cum s-a strecurat această cifră, dar amendamentul, ca toți cei care beneficiază, nu ajungi de bine, din păcate, într-o astfel de zonă să te hrănești de la cantina socială. Prin urmare, oamenii acestea chiar au niște probleme financiare destul de mari. Era normal să-i includem pe toți. Diferențierea celor 50, potențial 50, nu știu cum s-ar fi făcut și cine. Absolut. De 98%, așa cum beneficiază și celelalte categorii enumerate puțin mai devreme. Așa este. Din punct de vedere... Dacă mă întrebați pe mine, probleme sunt aferente fiecărei societăți. Nu știu dacă Musai, primarul, trebuie să rezolve și problemele de la Transurb. De asta avem un director general, de asta există Consiliul de Administrație. Cum, dacă mă erijez și în director general, nu neapărat că îmi depășesc competențele sau atribuțiile, dar oamenii care sunt în funcțiile acestea de conducere, de asta și au banii, de a găsi soluții. Nu sunt de acord, în schimb, cu această creștere în permanență a costului pe kilometru, pentru că
nu poți veni în permanență să ceri bani de la bugetul local. De asta am spus că se transformă încet în Calorgal 2, sau de fapt, hai, ca să fiu mai drept, un Apater 2, nu neapărat un Calorgal 2, deși cumva aceeași mărie este. Managerii de acolo trebuie să gândească și un plan de reducere a costurilor. Nu poți gândi bugetul local ca pe o plasă de salvare la care să apelezi în permanență. Nu e corect. Nu e corect vis-a-vis de cei... Ajungem exact în acea situație. 30% dintre cetățeni beneficiau de încălzire, dar plăteau 100% pentru încălzirea celor 30. La fel și aici. Nu toți beneficiază de transportul în comun sau nu-l folosesc, dar din banii tuturor se duc aceste subvenții și aceste costuri în permanență care cresc. N-am văzut până acum pe nimeni care să vină să spună, uite, dole, în 6 luni de zile am reușit pe un anumit segment reducerea cheltuielilor cu 0,001%. Asta aș vrea de la conducerea Calorgalului, nu să, scuze, de la Transurb și de la Calorgal. Nu doar o prezentare a cât au cheltuit. Aș vrea să văd și o prezentare a cât au economisit. V-am mai spus-o, Transurbul nu va muri, deși mulți îi anunță prohodul sau îi cântă prohodul, chiar și din punct de vedere politic să chinuie unii, n-am să permit lucrul acesta și nu o spun acum doar dintr-o de a brava, ci pur și simplu din minimul respect pe care l-am vis-a-vis de acești de cetățenii municipiului Galați, pentru că din cauza unor orgolii nu trebuie să sufere cetățeanul sau din cauza unor neînțelegeri. Vă rog. Așa este. Am convenit cu directorul general și cu liderul de sindicat ca în contractul colectiv de muncă să putem prinde și o astfel de schemă pe care ați amintit-o puțin mai devreme dumneavoastră. În momentul de față se face acest plan de reorganizare, de disponibilizări. Am avut întâlniri și cu cei de la prefectură, cei care pot iniția hotărârea de guvern necesară introducerii Calorgalului pe o astfel de listă de beneficiare a unui eventual ajutor din partea guvernului sau angajaților care vor hotărâ să plece să aibă un sprijin în plus. Vestea bună e că e deja pe lista celor care n-au întrunit condițiile de a trece. Hai să spunem că sunt eligibil, pentru că urma să formuleze ușor prea complicat, sunt eligibil pentru a putea beneficia de acest ajutor. Ordonanța 36, deci sunt eligibili, dar trebuie prin hotărâre de guvern a fi introdusă societatea pe lista potențialilor beneficiari ai acestei ordonanțe. Mi-e greu să vă spun în momentul de față ce se va întâmpla. N-aș vrea să mă mai hazardez, oricât de mult mi-aș dori ca această societate să devină rentabilă și să intre în normalitate pe niște criterii economice demne de o societate care nu neapărat care acționar unic Consiliul Local, dar ar trebui managerii care ajung în astfel de posturi să înțeleagă că nu sunt acolo doar pentru a-și lua salariu, ci pentru a rentabiliza aceste societăți și pentru a le face să meargă așa cum trebuie. Eu zic încet, încet că Calorgalul a apucat ușor, prea ușor după gustul meu, dar să spunem că nemulțumitului se ia darul pe o cale care pare a fi ok. Din păcate, suntem în postura în care cel puțin asta să plânge domnul director, deși a prins contracte în combinat, nu prea are cu cine munci. Și asta e un aspect.
pe care ar fi interesant de cercetat, atât eu cât și dumneavoastră. Păi n-am de ce eu să dezvolt. Mie mi-ar plăcea să dezvolte societatea, dar ca să se dezvolte mai are nevoie și de oameni dispuși să muncească. Practic, unii dintre angajați refuză să onoreze acele contracte sau ce se întâmplă? Practic, așa dețin informația. Dacă greșesc, le cer scuze. Dacă am greșit, le adresez în prealabil scuze. Cum a urmat să se aplice schema asta de disponibilizări? Cam care este perioada vizată? Mi-e greu să vă cred, pentru că e o procedură nu tocmai simplă și e nevoie cumulativ de mai multe condiții. La momentul în care se vor întruni absolut toate, cu siguranță vor începe... Dar e posibil mai devreme de închiderea, de sistarea acordului să fie... E ideal și ne vom chinui. Noi sperăm ca într-o lună, două, maxim trei, să putem fi în situația în care să putem da asigurări sau să liniștim pe o parte din actualii angajații acestei societăți. Și ce număr de persoane există? Nu eu fac acest plan. Aferent nevoilor actuale și arealului de muncă pe care societatea îl va desfășura în viitor. Mi se pare normal, ați văzut și mai devreme, domnul consilier Valls a pus în balanță la un singur autobuz sunt șase angajați. Bine, nu toți sunt șoferi. Asta nu, am spus angajați, n-am spus șoferi. Eu n-am spus nici dumnealui n-a spus șoferi, a spus angajați. Vedeți dumneavoastră, meteahna cea mai mare a administrației locale în genere și a tot ceea ce înseamnă societate din subordinea Consiliului Local, dar cred că pot generaliza la nivelul întregii Românii, toată lumea e dispusă să cheltuiască cu ghilimele de rigoare extrem de mult timp pentru a-ți explica de ce au ajuns în situația asta și care sunt motivele, dar nimeni nu e dispus să cheltuiască același timp, dar să-ți spună la ce soluții s-au gândit pentru a nu mai fi în această situație. Cu siguranță vom găsi sau se vor găsi extrem de multe explicații, mai mult sau mai puțin plauzibile. Dar nu mă încălzește, nu asta vreau să știu de ce s-a ajuns. Bun, care sunt măsurile pe mai departe? Asta vreau să le văd. Exact când am ieșit din sală, nu știu dacă m-ați văzut, dar am avut două schimburi de replici cu dumnealui. Sper să fie capabil, am încredere în capacitățile dumnealui și a noii echipe, că vor putea pune, măcar la nivel de principii și de idei, niște măsuri pe care, într-un an, doi, lucrurile nu se pot schimba peste noapte, să poată aduce această societate pe zona de plutire. Aproximativ sunt cele prognozate pentru 2018. Aproximativ 31 de milioane de lei aferent 2017, preconizăm undeva la 46-47 de milioane pentru anul acesta, în acești 46-47 rămânând și o cotă de aproximativ 17 milioane aferentă unei diferențe calculate de către ultimul audit la sfârșitul anului, acea diferență de cost per kilometru. Deci anul acesta, în principiu, vor fi costuri de aproximativ 47 de milioane de lei. Eu sper să mai fie puțin până când reușim să reziliem contractul acela absolut nebun în care am fost prinși dincolo de voința noastră. Până la momentul în care
respectiva zonă nu va rămâne liberă de sarcini, să spunem așa, e prematur să se discute de orice altă intenție. La nivel de intenție vă pot spune că respectivul de anul trecut în continuare are intenția. Eu sper să-l țină bunele intenții încă puțin până când vom rezolva această problemă cu acest contract. Avem, cred că într-o săptămână sau două, e nou termen, ceva de genul acesta. Sper să se judece și să ajungem la un numitor comun. Ne puteți oferi niște detalii legate de beneficiile acestei investiții pentru comunitate? Ținând cont de faptul că e atâtea dacă, să mă hazardez acum să vă spun, era vorba de, ar fi însemnată atât, ar fi generat atâtea locuri de muncă. Eu cred că dumneavoastră aveți nevoie de lucruri certe, nu de supoziții. Nu cred că m-ați văzut de la începutul mandatului intrând în jocul acesta a supozițiilor sau să vă promit lucruri de care nu sunt foarte sigur. Prin urmare, îmi voi urma aceeași linie pe care am adoptat-o până acum, cu riscul de a mai apare din când în când că primarul municipiului care îți face doar bine. Mulțumesc Dumnezeu, fac bine, dar fac bine și comunității. Anul acesta se închide sistemul centralizat. Are primăria vreo intenție pe termen mediu, lung sau chiar lung de a reveni la acest sistem într-o formă evident upgradată, modernizată, Eu nu cred că într-un viitor extrem de apropiat, și când spun extrem de apropiat, 5-10 ani de zile, primăria municipiului Galați va găsi surse suficiente de updatare și upgradare a actualului sistem de încălzire, ceea ce înseamnă capacități noi de producție, un sistem de transport care să genereze pierderi cât mai mici, spre zero, și care să includă obligatoriu și partea de branșament separat pentru fiecare. Pentru că dacă nu va exista acest ultim element, vom ajunge într-un an, 2, 3, în aceeași situație în care ne-am aflat sau ne aflăm în continuare. Deci, prin urmare, mi-e greu să cred că într-un viitor foarte apropiat, primăria municipiului Galați va găsi fondurile necesare pentru a recrea un sistem centralizat de încălzire. Faptul că este, cred că, la al șaselea mandat, devoalez acum faptul că ideea, sunt trecut ca inițiator, dar ideea nu mi-a aparținut, a venit din partea colegilor din comisia dumnealui. Cred că e o formă de apreciere la o vârstă rotundă, zic eu, pentru munca pe care a depus-o de-a lungul atâtor ani în folosul comunității noastre. E un minim, e o minimă formă de arătare a respectului pe care comunitatea și Consiliul Local îl arată pentru o astfel de persoană. Legat de investițiile de la Plaja Dunărea și de la în zona de, nici nu știu cum se spun, cu iahturi, cu cele două investiții private. Da. Am avut acum două săptămâni de zile o întâlnire cu reprezentanții celor de la Caran. Din păcate, o spun, sunt mult în urmă cu acest proiect. Le-am pus în vedere faptul că vor pierde și mai mulți bani dacă nu vor înțelege sau dacă nu vor accepta situația în care se află, se încăpățânează, spun că vor reuși, să dea Dumnezeu să reușească. Eu n-am decât să mă bucur dacă dumnealor vor reuși. Au depus pentru un certificat de urbanism, au depus, din câte știu eu, și pentru o autorizație de construcție în momentul de față, din informațiile pe care le-am de la domnul arhitect șef, incompletă, și li s-a pus în vedere faptul că dacă vor
să se apuce de treabă, să vină să-și completeze autorizația de construire. Așteptăm să vedem ce se întâmplă. Dacă nu, se apropie cu pași vertiginoși de a ieși din perioada pe care și-au asumat-o legat de programul de investiții. Așa cum v-am mai arătat și cu alte ocazii, nu voi sta și nu mă voi da înapoi în a folosi toate drepturile care reies din contractul pe care îl avem. N-aș putea să vă spun acum de pe de rost. Cu siguranță până în vară trebuiau deja să aibă operaționale câteva investiții. Vom vedea, vom analiza și țin sub mare atenție, pentru că recunosc, le-am spus-o și dumnealor, să o ia în considerare. Până acum, mulțumesc lui Dumnezeu, nu cred că am avut derapaje din niciun punct de vedere, până în momentul de față, și sper să rămână singura bubiță în toată construcția asta a mea, pe care am prognozat-o în acești 4 ani de zile de mandat. Sau, într-adevăr, să se dea de 3 ori peste cap ca prâslea și să se reinventeze și, într-adevăr, să reușească să facă ce a promis în contractul pe care l-a semnat cu Primăria Municipiului Galați. Și portul de embarcațiuni? Portul de embarcațiuni e în termen, au depus pentru autorizații, urmează să vedem când se vor apuca de lucru. Așteptăm. Acolo încă nu se ieșiți din termenele pe care și le-au asumat ca și ritmicitate a demersurilor pe care trebuie să le întreprindă, dar cu siguranță și ei sunt sub aceeași lupă ca și domnii de la plaja Dunărea. Acum nici nu știu cum să o spun, dacă din păcate sau din fericire. Da sau nu? Da. Și o întrebare, de ce au fost alese tocmai prin anul 2 și Mazepa pentru aprobarea indicatorilor pentru economie și modernizare? E un proiect mai vechiuț, așa s-a plecat pe aceste 3 zone. El acum se suprapune cumva și cu modernizarea infrastructurii rutiere din interiorul de cartier și am spus că ar fi bine să facem un demo, să oferim un demo vis-a-vis de cum ar trebui să arate un cartier sau niște cartiere.